Polițiștii de frontieră botoșeneni au confiscat în weekend 7500 de pachete cu țigarete de contrabandă în valoare de peste 74.000 de lei. În urma unei acțiuni, polițiștii au depistat mai mulți indivizi care duceau colete voluminoase și la vederea oamenilor legii, aceștia au abandonat marfa și s-au retras pe teritoriul statului vecin. Au fost anunțate autoritățile de frontieră din Ucraina pentru cercetarea în comun a evenimentului. Polițiștii efectuează acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere ilegală a frontierei de stat în vederea depistării și identificării tuturor persoanelor implicate.